Săptămânala conferință de presă a organizației județene a PSD Giurgiu a fost structurată azi în două părți, ambele interesante, dacă nu chiar surprinzătoare. În prima parte, reprezentanții noii alianțe USD, adică PSD, UNEPR și PC, au semnat protocolul prin care se angajează să câștige alegerile parlamentare și să ofere un plus de încredere electoratului giurgiuvean. Suntem și o alianță politică puternică, o alianță care trebuie să ducem mai departe promisiunile și ceea ce noi am hotărât în cadrul USL-ului. Ăsta e și lucru pentru care trebuie să continuăm și lucru care noi ne-am asumat. Considerăm și noi că semnarea acestui protocol la nivel județean, după semnarea celui, celui semnal la nivel național, nu face decât să aducă, să zic eu, un plus de stabilitate și încredere pentru cetățeni cu privire la organizarea alegerilor europarlamentare. Semnarea protocolului de astăzi consistește, altfel, alianța mai veche care era între UNEPR și PSD. Ceea ce dorim alături de partenerii noștri să trimitem la Bruxelles cât mai mulți europarlamentari care să ducă cu cinste problemele noastre și să le rezolve. Cea de-a doua parte a conferinței socialdemocraților giurgiuveni a venit cu surprize, surprize. Doi primari PNL, care conduc două comune mari din Giurgiu și cu un electorat extrem de important, au ales să susțină PSD la alegerile europarlamentare. Vorbim de primarii comunelor Prundu și Comana, în speță Cătălin Corbea și Aurel Enache. Chiar nu știe? De Cătălin chiar am zis mai înainte. Că el s-a făcut un fizic, așa? Dar zicea că cu celălalt de Vasile Preda. Păi dacă știați că este surpriza Cătălin Corbea, de ce nu v-ați gândit că trebuie să fie și Aurel Enache? Ne-ați văzut vreodată altfel decât împreună? Decizia de a fi împreună cu domnul președinte Bădălău nu este luată acum, este o decizie pe care am luat-o cu mai mult timp în urmă. Acum acest lucru îl știți și dumneavoastră, este făcut public. Este o decizie care ține de prietenie, e o decizie care ține de echipă și sper, așa cum am lucrat împreună cu ceilalți colegi primari care mi-au fost și prieteni și acum aici este Aurel, să facem o echipă bună și să reușim împreună să ne ajutăm să facem foarte multe proiecte pentru localitățile noastre și, de ce nu, și pentru județ. Cei doi primari au ales să se alăture socialdemocraților după ce, spun ei, au fost dezamăgiți de Partidul Național Liberal. Ei spun că nu au beneficiat de nimic din partea Consiliului Județean, pentru a cărui conducere au obținut la alegerile locale peste 90%. Totuși, ei rămân membri ai PNL, pentru că dacă și-ar depune demisiile, ar pierde mandatele de primar potrivit legii.